Acum nu mai e vreme să ridicăm picioare Vasile. Ne-am adunat și-om vorbi mai peste vreo două, trei zile. A spus de boiere, la ușă e strajă, așa că n-o să ieși să te plimbi pe plajă. Mihai, acum mai vreme să-mi spui câți copii îmi dai. Sărim, zice acesta, copiilor mei le e foame. La voi nu sunt cartofi, la voi cresc numai banane. Lasă-mi sfătul griji, vorba să linii o-n toarnă, că-i pun să culeagă banane la toamnă. Mihai, acum mai vremea să-mi pui câți copii îmi dai. Dar aici s-au născut, intervine Vasile din ușă. Aici au condiții, la voi n-au decât câte o mătușă. Tu ce te amesteci, Selimul privește, poate că tocmai mătușa aceea iubește. Mihai, acum mai vreme să-mi spui câți copii îmi dai. Copil Mihai se burzuluiește, până nu mă convin că așa la voi se trăiește. Vreau să verific coranul și bugetul alocat, programul lor zilnic și fie ce fac. Se indice, hai, copiii sunt ai mei, Mihai. Sărim, zice, hai, copiii sunt ai mei, Mihai. Sărim, zice, hai, copiii sunt ai mei, Mihai.